Hai, noroc băieți și fete, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca Grand Theft Auto 3 Let's Play. Nu uitați să dați și voi un like, un share. Haideți să ajungă și videoclipurile noastre la recomandate. Bun. Astăzi știți că am terminat misiunile de la Luigi și vom trece înapoi la Joey să terminăm și la el cu misiunile. Bun. O să încerc să mișc mai repede. Bun, haideți să vedem. Nu e că e misiunea aia cu limuzina, a nu e, bun, aia e grea rău de tot, că o să vină lumea sus și o să ne împuște, de-aia zic. Acum nu mai știu ce misiune este, dar haide să vedem, o să descoperim pe parcurs. A, trebuie să-l împuș pe ăla, da, văd cum fac, să o iau cumva, să-l împuș că înainte să plece. Oh my god, mi se deschide telefonul, în sfârșit am pățit o chestie nasoală cu el și nu se mai încărca. Și am depus un CV undeva să mă angajez, să vă fac bani, să iau PC, să ne putem juca și noi ca lumea pe canal și... Na, trebuie să mă sune. De-aia zic. Bun. Mamă. Sper să apuc să-l împuși, ca e ideea. Dacă ăsta fuge, e nasol. Mori. Așa, bun. Bă, băieți, a fost rapidă misiunea. Hai să-l împuși eu pe ăsta care armă. Mamă, mă bat ăștia mâncați ăși. Uop, uop. Da. Dă-te, bro. Deci dacă mă omoară. Bă, nu cred, deci nu. Bă, nu se poate, bro. Am pierdut armele, nu? Am pierdut armele, eram sigur. Ori îmi bagă cutscene-ul ăla. Să bag și o parolă la telefon și încerc să nu-l mai mișc. Ca să-mi încarce. Acum vezi că mă sună. Deci dacă am pierdut toate armele, deci nu știți cum fac. Ai, bro, bă, ce mă vează cutscene-urile astea. Opa, avem mesaje. Da, bun, haide să vedem dacă am rămas cu armele, băieți, și cam atât cu episodul acesta. Da, știu că ne jucăm super puțin, dar eu vreau să fac câte o misiune ca să avem multe episoade. Vă pup, fratele.